Grădinițele din Drobeta Turnul Severin, fără cazuri de COVID-19, vor fi deschise pe perioada vacanței de primăvară. Până acum, doar 5 din cele 18 grădinițe cu program prelungit au trimis cereri către Direcția de Sănătate Publică pentru a-și continua activitatea pe perioada vacanței. Preșcolarii de la 5 grădinițe din Drobeta Turnul Severin vor desfășura activități pe perioada vacanței de primăvară. Din cele 18 unități de învățământ cu program prelungit din Severin, doar 5 dintre ele au înștiințat DSP Mehedinți că doresc să-și continue activitatea. Deși a început vacanța, grădinițele cu program prelungit își pot desfășura activitatea în continuare, numai că din cauza normelor care trebuie respectate acum în pandemie, sunt necesare niște avize de la Direcția de Sănătate Publică. De la nivelul ambelor ministere, atât Ministerul Educației cât și Ministerul Sănătății, ni s-au transmis adrese care să permită elaborarea documentelor necesare pentru a se primi aceste avize. La nivelul județului Mehedinți sunt 18 grădinițe cu program prelungit. În ultimele săptămâni, 4 preșcolari de la 3 grădinițe din Drobeta Turnul Severin au fost confirmați cu virusul SARS-CoV-2. În săptămâna 29 martie, 4 aprilie, au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 4 preșcolari de la 3 grădinițe din municipiul Drobeta Turnul Severin. În perioada vacanțelor, în unitățile de învățământ cu nivel preșcolar se pot organiza activități educative cu copii, cu prezență fizică, doar cu avizul Direcției de Sănătate Publică. Până în prezent, la Direcția de Sănătate Publică Mehedinți au fost depuse 5 astfel de solicitări pentru obținerea avizului. Părinții trebuie să înainteze cereri dacă vor ca preșcolarii să frecventeze grădinița pe perioada vacanței de primăvară, în condițiile în care unitatea este deschisă.